O rognea de la voi din Bucovina? Nu, 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 este din Sighetul Marmației. Așa, și l-ai chemat la București la lucru. Da, I-ai ca trimis să... bani de drum. Da, și din care i-am trimis online pe cec. Am fost la bancă la cec și am pus suma. El a vrut 150, zic, băi, îi trimit 120, că îi ajunge. El a zis că e bun. Bun, m-am dus, i-am pus, i-am trimis poză cu chitanța, că i-am făcut plata, m-a sunat, o ridicat banii, mi-a făcut confirmarea și zic, când ai trenul? O spus că diseară. Zic, bun, dacă diseară, na, vezi dacă poți vii, dacă nu, lasă pe dimineață, odihnești în seara asta și că e obositor. Și ne auzim dimineață, mă sun când te duci la gară. S-au făcut 9, s-au făcut 10. Zic, bă, dacă îl sun, bă, ce se întâmplă? Când îl sun, nu mai răspunde, dădea ocupat. Și mi-am dat seama că poate să fie o țeapă. Dar poate e Și acum bolnav mi-am... omul, băi, poate a avut un accident, poate cine știe ce a pățit. Nu, 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 mi-a spus în felul următor, mi-a dat mesaj și mi-a spus că te-am așteptat duminică să mergi să-mi plătești chirii la București, să pot veni să stau. Și eu nu i-am răspuns duminică la mesaje, fiindcă nu eram de acord să-i dau. Și el m-a tot sunat duminică, m-a stresat cu telefoane și zic, băi, dacă vrei să vii la muncă, uite, îți trimit bani, ca zi la... Bine, hai, trimite bani pentru la muncă și vin. I-am trimis bani și mi-a spus asta că e din cauza că n-ai vrut duminică ca să-mi răspund și am așteptat ca să-mi iei chirii. Vede, eu am obligat ca să iau, că doar aici avea chirii. Deci unde vine la muncă, îi asigura și chiria. Sau na, cazare într-un cămin ceva, da? Nu, nu, că aici face blocuri, deci construcții de blocuri. Și era pentru cazare, era unde, deci nu era bani. Dar ideea că puteți să-mi spună să fii corect și onest, pentru că eu mi-am lăsat 2 ore de lucru, m-am dus la bancă, am stat la rând ca orice om, i-am depus, m-am ținut de cuvânt. Dacă îi trimiteam 500 de lei, ce facem? Cine îmi dă de mii bani? Cu ce mă judecam? Da, și pentru 120 de lei poți să te judeci cu el, să-l dai pe mâna poliției pentru escrocherie și pentru 12 lei. Că dacă o promis că vine la lucru pentru banii ăștia, trebuie să vină la lucru, altfel să-ți întoarcă banii. Păi am solicitat să întoarcă, să-mi trimit înapoi, are contul meu, dacă vrei și o că nu, că spune mersi că nu te-a înțepuit de mai mult. Deci, băi, să știi că nu eram chiar atât de prost să-ți trimit mai mult. I-am spus, ai liniștit, că eu ți-am dat exact cât e drumul. Atât ai Dar drumul el... din Sighet? Nu, că el este la Iași, deci el normal se ocupă cu oamenii de bani gata, cu, deci are ighei, mai înțeles, ighei și el Dar se ocupă cu... ce are una cu alta? Tu l-ai chemat la muncă în construcție, nu? Și ce are Da, orientarea dar... sexuală cu activitatea profesională? Nu, că el din asta trăiește, Oleg, deci el face pe bani. Unde se duci cu procuror, cu cât îi face, face pe bani. Și era la hotel la Iași, când mi-a spus că nu mai am bani, că probabil nu mai avut client sau nu știu ce, și i-am spus, zic, băi, dacă vrei, uite, vii și îți asigur un loc de muncă. L-am întrebat dacă ai bani, eu zic că da, mă sună și îmi dă mesaj pe oră că nu am bani, mă poți ajuta tu cu banii de drum, măcar atât? Zic, băi, dacă e, hai ca să nu spui, uite, îți dau. Am vorbit cu patronul meu și el nu a fost de acord. Deci patronul nu a fost de acord pentru că sigur miroase a să te prostească. După cum i-am arătat poza cu buletinul, miroase a șmecheruț. Deci nu pare... Deci, domnule, eu garantez pentru el că îl cunoșteam de copil. Deci îl știu de copil. Deci nu-i de o zi, două, îl știam de copil, dar nu l-am mai văzut de vreo câțiva ani de zile, pentru că el dacă se ocupă cu astfel de servicii, el umblă țara lung și lat. Și acum este situat pe la Iași. Stă pe la câte hoteluri la Iași, care e tot așa cu oricine se întâlnește, dar pe bani. Și din asta trăiește. Treaba lui, asta nu-i interzis. Da, e problema lui, nu mă privește. Ideea că cel mai tare mă supărat trebuie să fie corect să spună, băi, nu mai vreau să vin. Și atunci poate că spunem că e o pomană, că tot a murit. Mama și putem să o consider o pomană, că nu o stau într-o 120 de lei. Sau timpul care l-am pierdut la bancă. Dar spunea, băi, mulțumesc că mi-ai dat bani, nu am avut cu ce mai mă descurc și m-ai ajutat.
Și înțelegem. Deci era un lucru firesc și onest să spui. Dar nu mă înjuri și spui că n-ai vrut duminică ca să vii să-mi plătești hotelul, dar eu am vreo obligație față de tine, ți-s dator cu niște bani și nu ți-am dat banii. Deci cum adică să-ți iau eu chirii ca să îți asigur o locuință și fără să muncești, fără mica. Că bine, el vrea să vină prin București, că a zis că ar fi poate prieteni mai mulți, s-ar descurca mai altfel față de Iași, na, nu știu, acum el își cunoaște terenul mai bine, eu nu-l cataloghez, nu am treabă cu el, e viața lui. Dar nu era frumos și onest să mă minți. Bun, deci ai de gând să te adresezi la poliție sau aștept De acum, să... numai fiindcă dacă m-aș adresa la poliție, n-am încredere în justiție și în poliție, fiindcă durează ani de zile, trebuie să... Bine, probii sunt și dovezi că am chitanța, deci am chitanța la mine, cum i-am trimis, dar el nu pot să spună nimica. Ideea este că ar fi greu pentru poliție să-l găsească, că nu este la adresa din buletin, el dacă e pe la Iași sau pe unde umblă el, e greu, trebuie să dea prin alți posturi, poliție, e complicatură, știi? De aceea mă las pe bază, că e o pomană și asta bază. Dar te-ai De la gândit mine mai... să-l scoți în prăjină, să-l vadă satul, să știi ce poamă-i, da? E, măcar atât am vrut ca să fac, ca să-l vadă o lume întreagă și să aibă grijă alții, că sunt oameni care îmi scriu pe Messenger că îl cunoaște și odată chiar și de mai mult undeva cineva spunea că i-a dat de vreo 2 milioane și ceva, i-a dat unul de 5 milioane, tot așa. I-a spus că vine, i-a pus bani, el are două conturi de bancă, și de cec și de Raiffeisen Bank. Și i-am pus la cec, i-am pus. Că el a vrut că puteam să-i pun pe metoda să se ajungă în 2-3 zile, dar m-am gândit bă, că se ajungă repede și în câteva minute s-o duce și o scos, în care plătește o taxă, dar aia nu e bani. Dar am încercat să-i fac bine la om, că vine dintr-un sat, necăjit de pe lângă Cluj, îi pleca de acasă, de copil și zic, hai că na, e greu de muncă și patronul chiar avea nevoie. Nu era muncă cine știe ce, dar asta este. Tu te-ai aranjat bine în București deja cât de jumătate de an lucrezi aici, nu? De ceva timp, dar sincer să fiu, vreau să-mi identific alt loc de muncă, fiindcă am ajuns la pragul disperării și eu mă simt dezarmat de toată situația că am o problemă cu cineva care tot timpul, chiar și zilele trecute, mă buzunărește, îmi ia din bani, am vorbit cu patronul, nu face nimica și decât să ajung la violență, la bătăi, prefer să mă retrag și să-mi văd eu alt job, fiindcă nu se poate așa ceva. Deci nu angajatorul, dar colegi de muncă îți fac probleme. Nu, un singur coleg, nu colegi, un singur. Care am fost și bolnav și în carantină și mai mulți care am dus traume și acasă. Și nu mai vreau să las așa, să consider, dar e zi de zi care mi se întâmplă să fiu buzunărit. Eu am o curea națională, cum se poartă la noi în Bucovina, și eu mi-adun măruntaiul care rămâne la magazin, mi-e strâng acolo de câte 50 de bani, de câte 10 bani, și am dimineața de cafea. Și am venit astăzi dimineață să nu găsesc nimic. Din 30 de lei să nu găsesc cât un leu 50. Obraznic. Da, Asta și nu-i... chiar penal, furtul, mai ales dacă sunt proporții mari, poate să ajungă dosar penal. Dar trebuie să plângă cineva, vă înțeleg că nici pe asta nu vrei să te plângi. Nu, că am făcut odată la poliție și vreau să spun că știi de ce o leg mai mult. Că poliția de aici la București, am făcut o sesizare odată și poliția a trimis sesizarea direct, deci fără să cerceteze de cauza de unde și cum, o trimis-o direct la Botoșani. M-au sunat cei de la Botoșani, deci am făcut duminica petiția, fii atent, nici nu respecta legislația, eu am făcut-o duminică online pentru un e-mail, luni a ajuns petiția la Botoșani, mă sună poliția la Botoșani, domnul Ileanu, unde s-a întâmplat și cum zic, domnule, eu mi-a trimis și mie comunicat prin răspunsul la solicitarea care am făcut-o eu prin e-mail și mi-a spus că au plasat-o la dumneavoastră. Eu am sunat la dumneavoastră, v-am informat că va veni o petiție de la Poliția București, dar este total greșit și eronat. Ei trebuia să solicite, să mă suni dacă fapta s-a întâmplat pe București, că eu am menționat că este pe București.
dar ei au plasat-o direct la Botoșani, de unde e adresa din buletin. Și de acolo au trimis-o înapoi la București, deci au dat răspuns înapoi și au trimis-o înapoi la București. M-au sunat poliția de aici la București. Cam Deci, incompetenți polițiști, eh? da, asta nu, ce vorbim, că asta să știi, mi se pare greșit, domnule, pentru o hârtie de ce am făcut duminică și tu deja luni ai dat răspunsul și ai și plasat-o la Botoșani, deci era urgență așa de repede, de ai plasat-o deja și ai rezolvat cauza. Păi eu acum scriu o plângere la CEDO împotriva României. Am scris acum 2 ani plângere penală pentru niște fapte de polițiști și în aceeași zi procurorul emite ordonanță de neîncepere a urmăririi penale. Îți dai seama, n-a cercetat nimic, n-a privit video sau poate a privit video, dar în aceeași zi nu a audiat pe nimeni, el scoate ordonanță de neîncepere. Vai de capul justiției române. Și înțelegi, dacă un polițist e agramat, certat cu legea, dar când și un procuror și un judecător sau 2 judecători sunt la fel de în aceeași minte, îți dai seama că lucrurile strâmbe de tot. Da, strâmbi și este de râs lumii când mai la noi în România se întâmplă așa ceva. Uite, sunt state europene, mă uit și apreciez dincolo și la Chișinău, părțile celea. Nu este ca la noi aici, este ce ar fi acolo, dar discrepanța este un pic mai mică față de la noi. Dar la noi aici, pe București, este jalea de pe lume. Nu numai la noi. Se întâmplă și acolo minuni de tot felul. Sunt potrivițele așa, astea 2 state românești, numai bune de unit. 2 mafii polițienești, 2 mafii politice, 2 mafii a deșeurilor. Ce mafii mai găsim noi acolo? Este de toate mafia care vrei, fiindcă vreau A să pădurilor, a tăierilor, a defrișerilor. da, am colegii din teren care Daniel de Botnar, nu? la da, Daniel Botnar, colegul acela, este activist civic și el știe destul de bine. O revenit în România, este la Suceava, e binișor, am primit Că comunicatul era de pe peste hotare la tratament după un accident, nu? da, au fost în Germania și are mulți români care îl susține și l-au ajutat. Și pe calea asta îi transmit mult sănătate, fiindcă au luptat pentru pădurile noastre, pentru aerul nostru, că vrem un aer curat și animale din pădure, vrem ca să trăiască și ele la umbra unui brad. Nu să trăiască în umbra unor cioate sau eventual acum să mai scos și cioatele din pământ și se duc la tocat mai nou. Deci dă-ți seama că e jalea de pe lume ca să astupi orice oții de lemne, să scoate și cioata care nu e marcată, o scoate din rădăcină cu tătul. Sau Și am toarnă spus că ceva carburant acolo și dă foc. da, ca să ascundă că este mai vechi, vezi că copacul îi hă de mult, dar oamenii își dau seama după coaja de la copac, din laterala copacului, că trebuie să-l coșești la rădăcină, la tulpină, și oamenii nu sunt atât de proști, oamenii știu, care au un pic de silvicultură și de inginerie, îți dai seama. Ideea este că în peste tot, dacă se sesizeze despre lemne ceva, greu se întâmplă ca cineva să-ți poată rezolva o anumită petiție. Fiindcă, de ce? Am ajuns și la apelurile 112 să nu se rezolve mai nimic. Sunt la poliție, am aici în București pe cineva care în fiecare dimineață mă întâlnesc cu el cu câinile, am sunat și la 112, au venit poliția, am rugat să-mi dea un răspuns, fiindcă am fost în drum spre serviciu și are un câine ciobănesc carpatin, care mi se pare un pic periculos dimineața la ora 6 să mergi pe stradă cu asemenea câini de 2 metri, să mergi fără botniță, fără nimic. Și vorbim de legea OG 55 pe Nici în lesă 2009. nu-l ține, e slobod sau e legat totuși? Îl ține în lesă, dar ideea este că e dita animal, deci poți să treacă un copil, nu putem ști când treci pe lângă el ce zaci în mintea unui câine. Și plus că am văzut că îl ține într-un apartament, deci latră tot blocul acela, nu știu cum vecinii ce ea suportă. Și dă seama, neîngrijit câinele acela, deci nu tu baie, nu tu oaie, sigur ăla trebuie să aibă purici, că am văzut că e pe drum cum merge în sectorul 2, lângă pompieri, o leacă mai încoace, este un bloc. Și acolo chiar se vede câinele. Bun, dar asta nu era o urgență. De ce ai apelat la 112? Nu te temi că o să te amendeze poliția chiar pe tine? Nu, era pe stradă, era pe stradă.
dimineața. Eu mă intersectez tot timpul cu dânsul și mic, să nu se întâmple, Doamne ferește, știi câți copii au fost mușcați de câini scăpați din lesă și ăsta nu este câinii să mergi în București, într-un oraș în capitală, cu câinile ciobănesc de stână, mergi prin București, dar ce înseamnă asta? Pe hai să aducem și vacile și cai și ne plimbăm că animal de companie le facem. Și ce a zis poliția? Nu mi-a dat niciun răspuns, nimic. Se Da, vede și-au că s-o fi... notat, l-au găsit, l-au Da, l-au identificat. găsit, nu mi-a dat niciun răspuns. Și în ziua de astăzi mă întâlnesc cu el și azi dimineață, m-am întâlnit și ieri dimineață și nimic. Când mă vede, se oprește în loc, abisc să nu sar câinii sau ceva și merge și vede de treabă, deci legea câinilor OG55 nu este respectată. Dar știi de ce? Poate chiar polițist, procuror, ceva. Nu, că e un biet om bătrân, e un biet om bătrân. Ideea este că nu vreau, Doamne ferește, să ajungă să fie un accident, să muște pe cineva sau să scăpe și atunci poate să bătreze polițiștii noștri că într-adevăr trebuie să sancționăm. Am văzut mulți oameni care au câini și unii respectă, au boterniță, alții nu, dar în foarte mulți nu folosesc. Păi au fost multe cazuri de copii mușcați și nu doar de maidanezi, dar chiar de câini de luptă. S-a Da, discutat în cum? presă o zi, 2 săptămâni și s-a uitat și problema revine periodic. Legea există, dar nu se aplică. Da, să nu uităm că și în Republica Moldova am văzut un articol ce-i publicat cu scopa când același o sărit la o femeie pe stradă. Ar fi trebuit să se dea o lege ca câinii care sunt de rasă periculoasă să nu fie acceptați în România sau eventual nu fie pe domenii publici, să nu ai voie să-l plimbi, fiindcă nu poți să știi ce zace la câinii acela. Te bazezi că ai un lanț, dar s-o zmuncit, o să o scăpat și face victime. Și pe urmă la proprietarul câinii, domnule, nu am știut, eu m-am asigurat tot felul de motive, dar puterea unui pitbull, unui Rottweiler, nu te pot spune, sunt niște câini foarte puternici, m-am uitat și când trag de cauciucuri, când îi antrenează de mici, deci ăla nu-i câinii să mergi pe stradă cu el. Bun, Iulian, ținem legătura, mulțumesc pentru mărturie, pentru încredere și sper că băiatul acela o să îi ajungă rușine la obraz și o să restituie banii măcar când Nici îmbogățește. nu vreau ca să mai pățească alți oameni în capcană cu sume mari. Fiindcă el le dă control, le trimite oameni, spune că se întâlnește pe la anumite locuri, pe la anumite hoteluri și îi amăgea și mai pune și mai plătește și camere. Dar nu știu, ăsta e sistemul pragmatic care se întâmplă în țara la noi. Este situație greu de concepuit, greu de gândit. Locurile de muncă în ziua de azi, am pus și eu anunț în seara asta, după aceea ai găsi un alt loc de muncă cu altă cazare, fiindcă aici nu mai. Deci nu vreau să ajung la ideea, la violență, la cea, dar nu mai pot. Ok, sper să reușești. Situația nu mai pot, fiindcă plec undeva pe șantier, este frig acolo și este rece, îți nevoie un lucăciul, afară este cald, în bloc este rece, gândești că e iarna. Aici Sunt unde... multe locuri de Da. muncă, mai ales în București, se construiește în disperare. Am văzut o firmă de construcții care au vietnamieni. Chiar la noi în București sunt foarte apreciați străini. Că sunt mai Și puțin sunt... pretențioși, acceptă să lucreze peste normă. Nu, Oleg, sunt plătiți mai bine ca noi românii la noi în țară. Deci eu am pe cineva de aici, ia 30 ceva de milioane și eu iau 20.000 pe economie în muncă în construcții. Și nu pricep de ce nu mi s-a prezentat un contract de muncă. Eu am semnat, dar nu am nicio... Încă n-ai contract de muncă de atâtea luni lucrezi? Eu am semnat acolo un contract, dar nu știu, nu înțeleg de ce nu mi l-a dat. Fiindcă normal trebuie să fie un exemplar la el și un exemplar la mine. Exact. Așa eu știu. Ăsta e un motiv serios, să schimbi angajator sau să-l și denunți organelor. Plus, nu-mi găsesc ideea de ce protecția muncii nu mi este în fiecare lună. Am semnat când am venit. Sesizează Inspecția Muncii. Fiindcă lucrăm pe șantier, Doamne ferește, pot să ies pe balcon, pot să mă dezechilibrez sau ceva, de aceea evit să ies la înălțimi ca să nu mi se întâmple un accident, să fie ceva. Iată, săptămâna trecută la Chișinău a căzut unul de pe șantier și a murit.
Și aici se La poate Chișinău. întâmpla pentru că foarte multe șantiere le văd neprotejate, cu schele fără balustradă, muncitori fără cască, fără mănuși, fără să fie asigurat cu lanț, cu frânghie, cu ceva. Deci o scadă și aici dacă n-au căzut până acum, dar nu cred că n-au căzut. Mai degrabă s-au mușamalizat cazurile, n-au ajuns în presă. Păi da, știm destul de bine că chiar dacă ajungi în presă, toată lumea... Și ceea ce vreau să mai menționez, Oleg, că toți suntem live, am identificat un caz de pornografie, deci tatăl abuzează de fata ei de 12 ani. Asta e foarte grav. E Da, pornografie și am infantilă, primit... circunstanță agravante. Și ai sesizat, iată, Da, acum deci... aici trebuia sesizat obligator organul, chiar dacă nu face mare lucru, dar trebuie sesizat. Da, este sesizat. Am făcut eu la poliție, am făcut la poliție și pe urmă să aflu, fiindcă am interpelat cu presa din Botoșani, cu monitorul din Botoșani, care am redactor care tot timpul mă ajută la orice caz, îi dau sesizarea și trimit oameni în teren și face ancheta. Deci Fiindcă cazul e de când... acolo. Da, este din sat Văculești, comuna Văculești și este chiar Nu neam da, cu nu. soacra mea, Nu este da neam cu... nume pentru că omul are prezumția nevinovăției, trebuie să-i fie demonstrată Nu, vina, da? este vinovat, dar știi ce se întâmplă? De la primărie mi-au spus că este un Vinovăția dosar se penal. demonstrează în instanță, nu stabilești dumneata sau soacra dacă e vinovat sau nu. Păi nu, da, deja este probatoriu. Dar Trebuie să fie ideea este pe demonstrat de următor. instanță. E Păi acuzat da, dar deocamdată sau suspectat, depinde ce calitate are. parchetul nu da nicio decizie de un an și ceva. Deci este dosarul la parchet. Dar eu mă întreb în felul următor. Dacă parchetul are în cauză acest dosar, de ce nu i s-a pus o interdicție la acest tată să mai aibă împrejurimea copilului său, fiindcă de la începerea urmăririi și până se va da o decizie, el poate să abuzeze în continuare. Trebuie să ceară cineva, mama, protecția copilului, cineva Da, trebuie să ceară mama. ordonanțe de protecție. Mama nu poate să facă nimic. Eu am întrebat de poliție, domnule, se poate da un ordin de protecție, fiindcă până la finalizarea dosarului, acest om și tatăl, care a fost plecat în străinătate și a revenit înapoi în țară, el s-a ocupat de prima fată de 16 ani, acum se ocupă de a doua fată de 12 ani. Fiindcă fata aceea prima de 16 ani este curtată de un vecin din sat care tot timpul când merge fata în drum la școală este acostată de acest om cu o căruță în fiecare zi. Am găsit și eu vis-a-vis de casa ei unde locuiește fata, am găsit urme în popușoi că ar fi fost un act sexual, că am găsit prezervative și șervețelul și câte lucruri. Deci e clar că a existat un act sexual. Cu minora de 16 ani. Da. Și vecinul ce vârstă are? Cel individ are undeva la 60 deci 60 și ceva. Și crezi că a fost consimțământul fetei că de la 16 ani deja ai voie să faci Din sex? câte, din câte am vorbit eu cu fata, rugată și pe mama ei să meargă la poliție, fiindcă nu mai are liniște, este depășită de situație și chiar în ultima fază vrea să renunțe la școală, fiindcă se simte hărțuit în fiecare dimineață, nu poate să meargă la școală, în drum de școală, că acest individ o așteaptă cu căruța și când merge la școală și când iese în fața porții, mama ei a avut discuții cu dânsul și au spus să-și vadă de treabă că este om în vârstă, nu-i trebuia ca așa cea. Ideea este de ce poliția din sat nu l-a identificat pe această persoană, nu l-a legitimat și pun în vedere că să nu mai acosteze această fată dimineața la ora 6 când pleacă la școală. Merge pe un drum sătesc unde acolo se poate întâmpla orice. În căruț nu poți să Trebuie să știi ce are scrie ea. cineva plângere, din nou mama fetei sau chiar fata. Deja de la 15-16 ani, de când ai buletin de la 14 ani, poți să scrii plângeri. Da, dar știi cum se întâmplă la sat și în zona rurală? Oamenii sunt foarte proști informați. Nimeni nu informează, nimeni nu le spune ce drepturi au. Te duci la poliție ca să te bazezi că sunt polițiști, ia în birouri și te bate. Eu am pățit ocazia să-mi spun un Sau poate polițist, chiar domnule. polițistul să te violeze, se mai întâmplă. Te Da, duci și te cum? Dar asta plângi nu... de viol și te violează și polițistul. Da, asta nu e exclus. Ideea este că un polițist de la Botoșani mi-a spus, domnule, acum știți cum este, sunt camere de filmat, nu mai este cum era înainte, îi luam într-un birou, pac, îi bătem unul altul, nu știe nimic, nu avem altul, nu nimic. Deci dacă tu ca polițist
ajuns să-mi spui mie așa ceva și vrei în anul 2021 să mai practici astfel, te poți numi om că ai jurat acolo că aperi patria, onoarea și credință pentru popor? Pe Dar când ei dumneavoastră vreți face au jurat abuzuri? să apere drepturile omului, pentru că asta e menirea poliției și a jandarmeriei. În primul rând, drepturile omului, după aceea ordinea publică, supremația legii și tot așa. Drepturile omului, dar niciunul dintre ei nu știe despre ce e vorba și nu ar vrea să recunoască că asta e menirea. Coleg, ca să-ți mai spun altele, câți din polițiști care vezi acum că au terminat Academia de Poliție, liceu, etc., cunosc toate codurile procedurii penale. Ei acum intră pe Google când îți faci un Măcar proces verbal Constituția mai... de-ar cunoaște-o, Convenția Da, Europeană a ei intră Drepturilor și se Omului. sancționează de pe Google. Da, așa polițist ești? Eu uite, am aici, ca să îți arăt pentru un moment, să vezi ce folosesc eu. Și Ca eu de să aici... consulți legea sau? Eu de aici mă inspir și Oh, este dar de... procedura penală e complicată, ce te-ai apucat? Ah, este și codul penal acolo. Pe Amândouă. codul penal sunt toate, este de Da, eu 2021 pe care... internet le găsesc pe toate și sunt actualizate. A, ăsta e chiar de anul ăsta. Ok. Da, este volumul nou, deci eu de aici mă documentez și îmi pun aceste proceduri penale, mi le pun la cunoștința mea ca să văd dacă acel polițist, unde a făcut abuz, unde, fiindcă o carte de asta nu este o sumă fabuloasă. Dar ceea ce este aici, în acest volum, este pentru apărare și pentru siguranța noastră. Da, Și oricui face mult să folosește avem să o carte. citească în viață legi. Cât mai Da, dar multe, cu știi ce atât am mai de bine. Și făcut? să le înțeleagă ar fi bine, nu doar să le citească, cum citesc unii Coleg, Biblia. da, în ziua când am cumpărat cartea, m-a văzut un jandar. Și i-am văzut că el legitima un șofer taximetrist în parteneriat cu o polițistă. Și mi s-a părut suspect. Am făcut plângere la jandarmeria de aici, din București, sectorul 2, dar nu mi-a dat niciun răspuns încă. Și am să mai mă adresez cu încă o plângere să vedem dacă jandarmeria au treabă să legitimeze șoferii. Eu știu că ei sunt la ordine și siguranța cetățeanului, nu legitimar, că nu sunt polițiști, nu sunt acreditați să legitimeze un taximetrist. Fiindcă acea acțiune, nu știu acum dacă în acțiunile lor sunt vizate legitimarea de jandar. Sau ei acum, ca să aibă activitate, legitimează, spune că, domnule, eu te-am oprit și pe ăsta și nu știu ce, am făcut verificări. Acum, ca să te justifici, treci pe canițel. Ideea este în felul următor. Când am arătat acest volum de 2021, îmi spunea că, da, știți, legea pe legea, nu știu cât, pe articolul de, că nu există în cartea asta și asta nu este carte care să fie cu codul penal, cu astea. Zic, domnule, dumitale, vezi aici ce scrie? Vezi ce scrie? Este 2021, nu este carte veche, nu nimic, ca să spui, sunt legile actuale anului acesta, în curs. Dacă trece anul, voi achiziționa în fiecare an câte un cod de asta, pentru că nu este o cheltuială enormă. Dar sunt unii care ei nici nu știu ce scrie în aceste legislații, în aceste cărți. Cei mai mulți, da. Da, deci chiar n-au habar și mai mult ei intră pe Google și documentează online. Când ai făcut școala, te-ai învățat online sau ai învățat din Eu mentalitatea n-am ta? probleme cu online-ul, că și eu citesc legile online, la sursă oficială, actualizate, nu-i problemă. De a ști să cauți, să le citești, dar sunt unii, nici asta nu-s capabili. Asta știm. Și ideea că asta este, deci eu în poliție și în instituțiile statului și nu numai instituțiile statului, toate instituțiile nu mai am încredere. Am avut cazul de la Botoșan cu acel polițist care a dat cu mașina pe mine cu bicicleta. Nici în ziua de azi nu s-a rezolvat nimic. L-am văzut tot în poliție, a fost mutat de pe un post pe altul. Și este tot în poliție. Dar altă soluție nu-i. Cum ai de gând să rezolvi problemele? Ca haiducii cu buzduganul, cu iataganul, cu acte teroriste, cu justiție Nu, cu da. mâna ta? Nu! Doar Ideea cu este... justiție, doar cu poliție, ceri reformarea ei, cu proteste pașnice, cu mediatizare. Dar altă Da, soluție vezi că nu-i într-un stat de drept civilizat.
La protesti trebuie să ai autorizații. Deci ei se leagă dacă ai autorizații. Nu Dacă n-ai trebuie nicio autorizații. autorizație. Dreptul la protest e fundamental. Trebuie să notifici autoritățile și atât, cu 3 zile înainte. Nu trebuie autorizat. Trebuie să notifici autoritățile. Trimiți un e-mail la primăria București și faci protest. Hai că o să te invit la un protest într-o zi și o să vezi cum se face. Da, chiar mi-aș dori Iată, chiar să sâmbătă acum am protestat în fața guvernului. N-ai observat, n-ai știut. mă uit pe live-uri, dar sincer nu ador pe doamna Șoșoacă, pe Luis Nu Lazar, eram pe cu Șoșoacă, cu antimască. Eram pentru salvarea Nistrului. Îți dai seama că eu nu protestez, da, cu contra măștilor. Eu la protestul organizat de mine ies cu mască. Și atât mă Da, gândesc să ies fiindcă la protest la primăria și la poliția locală sector 6. Pentru că mi-au încălcat drepturile. nu-s de acord cu asta, cu masca, că se ies să protestezi. E mai bine dacă te îmbolnăvești și ajungi la spital și atunci cauți milă și ajutor de la doctor, dar de ce nu te gândești înainte de da asta? Și eu nu înțeleg de ce Șoșoacă vine în public și ea depășește și își încalcă multe atribuțiuni și legi constituționale care le calcă în picioare. Dacă ești avocat sau ce ești, Deja ai senatoare. senatoare, respectă-ți atribuțiunile tale, vorbește decent în Parlament, că Parlamentul este reprezentat de niște oameni culți, nu de toate oile și de toți ciobenii să ajungă acolo. Deci tu când ai ajuns acolo, Tocmai ți-ai că asumat. Parlamentul fiind reprezentativ, poate că Madame Șoșoacă reprezintă o anumită parte a societății care o admiră, o aplaudă, a votat-o și o va mai vota, probabil. Pentru că Da, sunt dar nici... astfel de oameni în societate. Da, dar nici în halul ăsta cum face e să vorbească atât de urât. O ajuns parlamentar statul de ei, să o exclud afară de acolo. Hai să ne limităm totuși la anumitele limbaje, la anumitele excepții de vorbe vulgare, să nu ne trezăm ca pe câmp sau pe câmp de lupte. Până când au fost și acum, zilele trecute, am văzut Antena 3 în piața Constituției și îndemna oamenii ca să întoarcă spatele, să huiduiască postul la televiziune. Pe felul că nu i-a convenit că domnul Gâdea nu a lăsat-o să-i dea cuvânt. Dar sunt și ceilalți invitați, fiecare au câte o anumită decență de exprima. Nu poți să vorbești tu toată emisiunea și altul să se iei și să te asculte pe tine că tu spui anumitele prostii. Am Fiecare are câte văzut un cum o cuvânt de pierd. hărțuiau și pe Ioana Ciurlea de la DJ24. Da, deci făcea îndemn ca să întoarcă spatele că sunt anumitele posturi. Dar bine Chiar că o vrei ca și... huiduiau, o înjurau, nu Da, i-a am văzut întors și eu, spatele. nu mă duc la astfel de proteste, nu mă duc, că nu ține din notarietatea mea. Deci eu mă duc la proteste care știu că au anumite și au un ecou care trebuie să facă ceva. Nu mă duc să trec să îmi pun masca jos, dar doresc conștient că dacă am plecat de acolo, poliția mă amendează. Ce am făcut? Am dat foc la mască? E mai bine în drum, vine spre casă să mă îmbolnăvesc și în 5 minute să mă iei salvarea și să nu mai știu ce cu mine? Dar mai Când ce... puțin în drum spre casă sau de acasă, ci acolo grămada aceea de oameni fără mască e un focar potențial. Unul dintre ei să fie bolnav și infectează 10 în jurul lui. Oleg, să nu uităm că doamna Raluca Turcanu o Turcan. mers în mașină, cum? Turcan. Turcan, cum îi spune. O mers în mașina aceea care o postat acum în gipanul acela și cineva de acolo ce era pozitiv. Acum, probabil, i-ar fi trebuit să meargă să ia în carantină, fiindcă a fost și la servici. Și va fi amendată, că am văzut că o publicat deja, că va fi amendată. Ministrul Sănătății. Cum poți să facă oamenii ăștia care tu ești ministrul sănătății și ești în spațiu public fără măști și fără de astea și totul ai pretenția să fie amenda mult mai mică? De unde au venit oamenii ăștia? Ce cu dânsul? Ar fi trebuit România să trezească și în primul rând politicienii noștri să se trezească, fiindcă când au ajuns acolo au venit pentru gândirea și concepția românilor. Nu au venit ca să facă live-uri, nu au venit ca să dea impetic sau un spectacol, că sunt politicieni și au Din o funcție. 4 în 4 ani, românii pot să voteze pe alții. Așa că îi alegem, Oleg, vedem eu cum se sincer... comportă și peste câțiva ani votăm pe alții sau candidăm chiar noi. Eu unul nu am votat anul ăsta când au fost alegerile, nu am votat cu nimeni, fiindcă am ajuns și nu mai am încredere. Deci, am votat primarul Botoșan Cosmin Andrei, a ieșit primar
și mi-au promis că rezolvă problema cu polițiștii locali care m-au abuzat și mi-au dat o palmă în plină stradă. Mă întreb și eu acum, când sunt pe live sau cum suntem pe, Înregistrăm, da. pe transmisiunea asta, dacă, Doamne ferește, și gândește-te, toată lumea care ar să vadă acest live, această înregistrare, dacă îi dădeam eu la acel polițist un pumn sau o palmă, cădea, ce se întâmpla, câte poliții, câte armate erau în spatele meu sau în 2 minute că eram vis-a-vis de poliție. Și de mult era arestat preventiv, poate că și condamnat. Da. Și la dânsul nici la ora actuală, Oleg, nu mi-au dat un răspuns. Deci am trimis petiții la primar, i-am trimis e-mail pe pagina primăriei, am sunat telefonic, sătui cei din primărie când aud de mine și de cazul de poliția locală care mi-a dat o palmă. Am sunat directorul poliției locale, i-am dus filmările, i-am pus la dispoziție tot, petiții, niciun răspuns. La despre ce vorbim? Oricine ar fi în locul meu, nu i-ai fi dat o palmă? Deci eu filmam, făceam un reportaj pentru că era o zonă cu interzis mergerea pe biciclete și eram cu anumite camere de filmat și domnii polițiști veneau din față și s-au oprit la mine fiindcă i-am prins în cadru. Zic, domnule, dacă vă deranjează, eu pot să șterg secvența asta în care v-am prins că veneați din vale în deal în cadru. Fiindcă nu era musa să vă fac vedeți sau cea. Dar ideea este că dumneavoastră trebuia să vă comportați ca atare. Și am trimis filmarea și ții, cred că o ai și o știi. Da, este publică. Da, nu mi se pare normal ca acel polițist să îmi fi dat o palmă. Mă gândesc că dacă eu îl băteam, ce s-ar fi întâmplat? Și nu mai spun din incompetența, că a durat de la ora 2 până la ora 4 și ceva să-mi faci un proces verbal, suni 100 de telefoane, că nu știi cum să mă amendez sau nu mă găsești în baza de date, ci sunt o persoană care nu mă știe Botoșanu sau nu am un CNP și Și ai niște plătit lucruri. amenda ce? Sau ai contestat-o? Care amendă? Păi nu ți-a făcut proces verbal, zici? Nu am făcut nimic, am lăsat-o așa și la revedere. Ce? O să vină și o să ți impună plata amendei Da. integrală. Puteai sau să o plătești în jumătate timp de 15 zile sau să o contești. Da, Oleg, eu, cum să spun, mi-a venit abuzuri din partea lor. De ce? Mi-au trimis Ce are una cu procesul. alta? Vorbim de proces verbal. Da, Act de păi, constatare a ascult. contravenției. Procesul verbal mi l-au trimis după o perioadă în care mi-au expirat timpul de contestare. Nu. Puteai să-l contești din ziua în care l-ai primit și ai semnat de primire, 15 zile după aceea. Termenul curge de atunci, de când se aduce la cunoștință actul. Da, dar asta că nu mi-a dat procesul. Nu ți l-a dat pe loc. Ți l-a trimis după aia prin poștă. Când ai primit Da, da. scrisoarea și ai semnat, sau n-ai semnat, dacă a fost scrisoare simplă, ai ștampila pe plic, unde scrie data când a ajuns la oficiul tău poștal. Din data aceea curge termenul de 15 zile pentru contestare. Da, dar asta că eu nu eram în Botoșani, eram venit aici la București și am aflat de la frații mei că au venit polițiștii și i-ar fi amenințat că dacă nu preia plicul, că eu spus, domnule, ce are fratele meu, vă descurcați cu el. Eu nu semnez pentru el și nu dau subsemnatul pentru el. Și Și că i-a obligat să semneze și să ia plicul. dacă nu vor fi amendați, mă sunat fratele pe mine și mi-a spus, și au stat, cred că mai bine de o oră, să completez procesul verbal pe hol, pe perete, lângă ușă, la apartamentul unde stau, sau la bloc, în Botoșani. Deci, despre ce vorbim? Și nu a durat încă 2 zile și mai vine încă un proces verbal, tot cu aceeași faptă și tot cu aceeași sumă, care eu nu eram nici la data de în Botoșani. Eu, de Oho. fapt, da, dar știi cum sunt. Și nici pe acela nu l-ai contestat. Nu, fiindcă și nici nu l-am primit. Că nu eram la Botoșani, eram tot aici la București. Au primit rudele. Știi despre el. Da, mi-a spus O să fratele, mi-a trebuiască spus să-l despre plătești el. într-o bună zi. Am să le plătesc, coleg, dar vreau ca să-mi sacă dreptate, fiindcă eu revin înapoi la Nedreptate deja Botoșani. s-a făcut și tu nu te-ai împotrivit. Eu voi reveni înapoi la O să fie Botoșani și târziu voi. să contești. Ai avut 15 zile de când ți-au spus frații, puteai să trimiți un e-mail. Ei ți-l fotografiau, tu contestai, trimiteai prin e-mail la instanță. Acum nu mor, că e 200 de lei. Deci, dar ceea ce mă deranjează e că acel polițist,
colegul de la cel care m-a lovit, mi-a trimis și el încă un proces verbal cu aceeași faptă. Dar eu stau și mă întreb, dacă am fost sancționat pentru o dată pentru o faptă, de ce mai trimiți încă o dată un proces verbal cu aceeași faptă și din aceeași zi și mi l-au trimis hăt după 15 zile? Deci l-au avut proces făcut. Și are numere diferite? Două procese verbal sigur diferite sau e o copie a aceluiași proces Nu, verbal? nu, nu. Nu e copii. Este originalul din aceeași zi. Eu m-am uitat și am pus primul proces verbal, l-am pus lângă el și m-am uitat să văd data când este făcut, dacă este ceva, o diferență. Nu, nimic. În ce dată a fost primul, al doilea, tot așa. Și mi-am dat O fi seama că greșit ceva în unul care putea fi invalidat în instanța de judecat și ei s-au gândit, hai să-l corectăm și să mai facem unul. nu, știi care este ideea? Pe filmare, dacă te uiți, și ne amintim de filmare, cam să o mai amintesc, să o public, el m-a amenințat că vei fi sancționat. Și omul s-a ținut de cuvânt și mi-a trimis proces verbal acasă. Pentru felul că i-am făcut că sunteți incapabili și incoerenți pe ceea ce faceți și faceți abuzul. Și cum te-au acuzat de ultragiere sau de injurie sau de care articolul? Discriminez instituția, deci aduc injurii instituțiilor pe care o reprezintă ei. O discreditez mai degrabă, că discriminarea e altceva. Ok. Da, o discreditez. Ce penibil. Și numai 200 de lei amendă pentru așa ceva? Da, primul proces, dar știi care este ideea? Că nu e pentru asta. Eu au trecut fapta că mergeam pe bicicletă, dar de ce nu se folosește de imagine și de filmarea care eu le-am pus-o să vadă că bicicleta mea era pusă sub o cameră de filmat și eu făceam transmisiunea, filmam reportajul dintr-o altă parte la o distanță mare de bicicletă. Să vedeți pe filmare. Cum îmi demonstrează el mie polițaiul că eu eram pe bicicletă? Deci el m-a amendat că eu eram pe zona Unirii unde este interzis mersul pe bicicletă. Ei El pretind că asta nu trebuie m-a să amendat. demonstreze nimic, că e suficient că a văzut un polițai și asta e proba care trebuie infirmată prin alte probe. Așa e o lege, o practică în România înfiorătoare. Orice polițist poate pretinde că te-a văzut cu degetul în sus sau că ai înjurat, că ai făcut ceva, că ai trecut la roșu și tu dacă n-ai altă probă sau alt martor, rămâne ce a spus polițistul, ca să-ți dai seama în ce stat trăim. Asta da, corect, dar eu am probii. În filmarea, când eu am filmat, se vedea unde era Puteai să o bicicleta și prezinți unde în eram instanță, eu. acum mai târziu deja, dacă n-ai prezentat în Deci, instanță. unde era bicicleta și unde eram eu, era o distanță. Și plus că eu mai aveam încă un coleg cu mine care filma el și eu vorbeam. Și au Puteai să-l văzut și prezinți el. ca martor în instanță, dacă n-ai contestat, acum degeaba îl pomenești. Nu, asta nu e pentru. Deci eu nu mă uit la banii, deci 200 de lei sau 400 de lei nu e o avere. Ideea este că nu mai vreau să mă întâmple cu astfel de polițiști, să avem în stradă să te poată lovi. Fiindcă putea să, el avea și pistol. Putea, Doamne ferește, la o gândire șuietă și o gândire proastă, să scoată arma din dotare. Păi nu s-a întâmplat anul trecut când s-a instaurat lockdown-ul, carantina prima dată și unul bolnav probabil a ieșit în pielea goală cu un cuțit în stradă și l-au împușcat polițiștii, erau vreo 6 polițai, l-au împușcat pe holurile unui hotel și după aceea l-au și bătut cu bulanul, după ce l-au împușcat pe un om bolnav cu cuțitul în mână, ce pericol era, imobilizați-l băi specialiștilor, de ce l-au împușcat și după ce l-au omorât l-au și bătut încă. Se vede pe video. Și nimeni n-a răspuns pentru asta. Pun pariu cu oamenii ce încă lucrează sau deja sunt pensionați Da. și liniștiți. Asta este. Asta să știi. Și să nu uităm, Oleg, de cazul de la Botoșan care a fost mediatizat cu acel tânăr care nu s-a oprit la somația de la Iași până la Copălău, până la Botoșan, la Copălău. Și mă întreb în felul următor. Acești polițiști și toate instituțiile de poliție au mașini noi, da? Se laudă că au trapet de ala sau nu știu cum se numește, care e bandă, care întins pe stradă și mașina când a trecut a făcut pană. De ce nu au folosit? Fiindcă au venit patru echipaje. Și decât să tragă să-l împuște, întindeai pe cei pană, îl scoteai din mașină, îl imobilizai, omul era în viață, își făcea pedeapsa, revenea înapoi în viața, în societate și poate învăța și făcea cu mine. Așa dacă l-ați împușcat, nu o să-l aveți pe conștiință când dormiți seara, dragi polițiști din Botoșani? Mă întreb și eu, a fost mai simplu să scot arma din dotare, să trag din spate și mă întreb încă un singur lucru. Pe filmare se vedea,
Când o tras din mașină, de pe geam, șoferul o tras în spatele scaunului, deci că el instantaneu a murit. Celalalt polițist a mai ieșit cu pistolul în dreptul ușii și cu pistolul în fața lui. Deci el a murit pe loc, până să vină meci, a murit. La ce crezi, uite, că dacă are un glonț în el, o să se mai ridice ca să te atace pe el și tu vii cu arma ca să-i mai trași din față și din spate? Deci odată ce a fost împușcat din spate, mai putea băiat să ridice ca să sară la tine? Sau ce vreau să fac? Să tragă și din față? Odată ce eu am îndreptat arma asupra lui, avea intenția, cred că, de a trage. O tras odată. Și cred că vreau să mai trag și al doilea foc asupra lui. Nu știu, despre polițiști vorbim deja de un lucru care, nu știu cum au trecut prin școala de poliții, Caleb de Lipiap, nu dau seama, pentru că ei în ziua de astăzi nu-și cunosc procedurile și modul cum trebuie să intervină, nu-și cunosc fișa postului, nu știu situația, că oricine putem fi oameni și simpli oameni. Astăzi sunt polițiști, dar eu mâine pe stradă sunt cetățean și sunt român. Trec un om, mă recunoaște din figura care mi-a văzut-o ca și polițist și pot să îmi dea un toc de bătaie să o rog cu moarte, fiindcă el ieri mă bătea pe mine. Astăzi ești simplu cetățean și îți poate întoarce roata și ții. Deci de ce nu se gândesc astfel de polițiști la lucrurile astea? Că haina nu o ai toată viața cu tine. Nu uităm de cazul cel uite, băieții care i-au bătut în secția de poliție, secția 16, și au murit acei, ai văzut. Și nimeni nu răspunde nimic. Ai să vezi dacă vezi vreun polițist la pușcărie dus? Vreo trei din ei sunt în arest la domiciliu, alții sub control judiciar, se face anchetă. Coleg, astea se vor scăpa și vor trece și vor fi înapoi pe postul de polițiști. Sper că nu. Sperăm să nu fie, să fie un exemplu pentru țară și cine o greșește să plătească. Fiindcă, uite, oamenii ce au murit, fiindcă au depus plângeri împotriva lor. Dom'le, dar până la urmă, dacă tu greșești, eu nu am dreptul să-ți depun o plângere, poate te educă, poate îți amintești că ești în instituția de poliție și nu te afli pe un câmp din Maidan, ești din un câmp sălbatic. Deci tu ești în societate cu oamenii, ce faci? Face abuzuri la poliție. Și de la ce a pornit, fix că oamenii ăștia le-au zis polițiștilor să poarte mască, pentru că toți suntem obligați să purtăm mască. De la asta a pornit bătaia și după aceea, iată, în consecință și moartea. Poate ar fi trăit încă mult și bine. Da, eu mă întreb, de ce trebuie să rezumi, că și eu am avut cazuri de astea la Botoșan, care am sunat la Telverdi și am sesizat când instituția poliției Botoșan intră polițiști fără mască, fără nimic. M-au venit comandatul poliției, m-au sunat de la DSU Raed Arafat, care am o legătură foarte bună și tot timpul colaborez cu el, dar acum, când eu am fost în carantină și am fost bolnav, m-a dezamăgit Raed Arafat. Deci am avut colaborări cu domnia sa foarte bune, m-au ajutat în situații de urgențe, când era cu foc, când era cu incendii, sunam seara la el când pompieri nu își făceau treaba și domnia sa suna și m-au sunat cei de la 112, vineau, își făceau treaba. Dar acum când eu am ajuns la Matei Balș și am ajuns în situația că am stat de la ora 10 dimineața până seara la ora 9 să găsească o salvare sau o mașină, că eram pozitiv. Deci am fost pozitiv și m-au lăsat pe holul spitalului fiind și asigurat, fără mâncare, fără apă, fără nimic, nimeni nu vine să mă întrebe, domnule, aveți ceva, că analizele mi-au venit rezultatul, dar nu aveam mașină. Mă duc că eram pozitiv. Și mie la 3 zile mi-a trecut boala, n-am mai avut nimic. Dar am stat în carantină 14 zile. Ai avut formă ușoară. Da. Uh-huh. Și mulțumesc la Dumnezeu că am luat tratament și acum am pastilele care le țin. Pe de ce le țin? Dar trebuie să le bei? Nu, eu ce am avut am luat, dar am întrebat medicul de familie dacă mai este necesar, deci nu mă simt, nu mai am probleme, nu nimic. Încă mă durea peptul, am avut dureri de cap și mi-au trecut. Și au spus, dacă credeți că nu vă mai simțiți rău, nu are rost să luați să faceți exces și abuz de pastile, fiindcă nu este chiar indicat. Am înțeles, ți-au rămas. Am făcut? Da, am făcut la recomandarea medicului, n-am făcut așa că am vrut eu, am oprit, gata, fiindcă nu poți să știi când se reîntoarce. Ideea este alta, fiindcă
Eu, fiind asigurat și fiind angajat, în ghilimele spun că s-a angajat, că nu știu, n-am contract, dar spun în ghilimele. Și am dreptul la decontarea concediului. Această firmă îmi bagă bețe în roate ca să nu mi se deconteze, să-mi expiri procedura de depunerea cardului de sănătate de la Casa de Asigurări la Botoșani, să-l aduc la București și să fac cerere pentru decontarea concediului de odihnă. Sau medical, de tratament. Da, concediu medical. Foarte grav, chiar că trebuie sesizată inspecția muncii și chiar că trebuie făcut un control la firma ce nici contractul nu ți l-au dat. Insistă. Da, eu nu am nimic, dar probabil cred că voi degenera, fiindcă lucrurile care le-am văzut acolo aici, în teren, sunt un pic mai deplasabile și mai grave. Și voi avea, am avut astăzi o discuție cu patronul, nu dă niciun curs, nimic. Doar că o să mă mute în altă parte, va fi mai bine, domnule, dar până mă mute eu am probleme și mi se creează probleme. Nu mai pot, eu banii care îi am, eu muncesc, nu-mi dai dumneavoastră nici 5 bani în plus. Orele suplimentare care le lucrez, nu-mi dai nimic în plus. Deci orele suplimentare nu-mi dai nimic în plus. Mănânc din banii mei, din salariul de 20 de milioane care plătesc cartea de muncă și mănânc din ei. Eu mai rămâne undeva la 1200, 12 milioane rămâne curat dintr-o lună de zile de muncă. De la ora 7 dimineața până la ora 5-6. Și dacă din banii ăștia îți mai bat joc și de mine, pe ce fac? Dai demisia. Păi da, ajung la ideea asta că nu mai pot. Volumul de muncă mi este foarte mare, sunt obligat să car sacii de material plin, pe care deja mă depășește o zi de asta să încarci material și să cobor de la etajul 6 în spinare. Pe ce fac? Mă omor în două, mă Dar ce rup în n-au? două. N-au lift, n-au macara? Nu, că liftul de bine se montează și macaragiu is, spunem așa, niște investitori, dar mai zgârciți. Fiindcă, Bun. sincer să fiu, eu mi-am cumpărat și mătură, făraș, din banii mei de mâncare, din 50 de lei care eu îi mănânc. Mi-am cumpărat, să pot să am cu ce face treaba, fiindcă firma nu mi-a dat nimic. Am cumpărat material de igienizare la toaletă, care le-am adus bun, atât costă, 30 de lei, am luat materiale, clor, tot ca să fie curat. Nici în ziua de azi nu mi-a decontat nimic. Deci a simțit bine prietenul tău din copilărie că nu vine la muncă ușoară și a preferat să ia banii și să nu vină. Da, poate că îl depășesc. Deci mă depășesc pe mine care am lucrat la păduri, la codruș, pe el, ce zi, el când vedea, cred că a doua zi pleca, nu mai apuca să-i facă angajarea, era plecat, dacă vedea că trebuie să ridici moluz, șansa a pleca, nu era el. Dar am spus să-i dau un ajutor, fiindcă când suntem doi, e altfel. Făcea mult dacă mi-l ridica și mi-l pune pe spate, că eu îl pot coborî așa de slab cât e, dar încă mai am putere în mine. Dar o zi de asta, de dimineață până în seara, mă cam obosești. Mă duc la... Și toată lumea de pe șantier îmi spune, pune saci pe jumătate. Nu-i pune plini, fiindcă e greu și te omori. Dacă se Da, poți întâmplă să-ți distrugi ceva, coloana vertebrală. dar și așa mă doare. Deci am probleme cu spatele și din cauza patului în care dorm. Deci eu stau... Nu mai spun că este foarte rece aici unde dorm. Deci eu atât ce am căldură dimineața când merg pe stradă, simt că e mai cald. Aici unde dorm și unde lucrez, numai în condiții ca de frigider. Oho, foarte rău. Și, dar sunt nevoit să mă retrag de tot. Ei mă apreciază, fiindcă sunt foarte bun, serios, mă țin de lucru, dar le-am cerut niște condiții și niște puncte de vedere în care, dacă Condiții nu... minime, nu-i moft. Să ai căldură Da, în casă și normal. salariu decent și contractul în mână. Ce mai asta m-a lăsat, dar mâine am să încerc să-mi cer dreptul, fiindcă este contract. Și dacă nu, voi reveni, că e posibil să se aprindă o leacă la scandal, că dar ce trebuie contract? Domnule, este dreptul meu, eu unde am lucrat, toți mi-au dat contract. Un exemplar la mine, unul la firmă și unul la JFM. Și face trei exemplare. Fiindcă vreau să mă documentez și eu. Ce salariu am, ce scrie acolo, ce Ce obligații. drepturi am, ce obligații, corect. Acum. Fiindcă fiecare loc de muncă diferă. Nu poți fi un contract la fel
ca și la fântâni, la fel ca și la nu știu ce, fiindcă sunt alte domenii de activități și alte criterii a firmei și pretenții și nu știu ce. Bun, Iulian. Noroc. Da. Doamne ajută și toate cele bune și ținem aproape. Curaște vei nu uitați. Fost puternic și unică România.